Alate din materiale prietenoase cu mediul. Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Trăiește curat, colectează separat! Și eu depun deșeurile separat. Supercom susține campionii! La Catena poți avea parte de mașina ta. Ai trecut pe la Catena? Da, și anul acesta avem 10 daci noi pentru voi. Excelent! Da! Foaie verde și o sunt fină, Adrian și-a luat mașină și străbate neîncetat toată țara în loc și la să dea veste un ceas bun că sosește un nou Crăciun. Iar mașinile astea noi sunt acum doar pentru voi. La Catena poți avea parte de mașina ta. Parcă a plecat cu mașina. Da, și am revenit cu 10 daci albe noi, superbe. Aha, ai trecut pe la Catena? Da, și anul acesta avem 10 daci noi pentru voi. Excelent! Da! Trăiește curat! Colectează separat! Supercom susține campionii! Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Supercom susține campionii! Supercom S.A. angajează inspector în domeniul securității și sănătății în muncă. Experiență minim 2 ani. CV-urile se pot depune la Prestige numărul 21A la sediul Supercom. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit. Suntem la Antena 3D, va emisiune Vot pentru Parlament într-o perioadă extrem de complicată politic. Invitatul acestei ediții este domnul Florin Cazacu, primarul PSD al municipiului Brad. Domnule Cazacu, bine ați venit în studio. Bine v-am regăsit, vă mulțumesc mult pentru invitație. Aș dori înainte să începem să facem o trimitere în urmă cu câteva zile pentru a vedea cum s-a prezentat situația la primul tur al alegerilor prezidențiale în zona Brad, pentru că se vede, a fost o surpriză nebănuită. Chiar și eu în acest studio, la toți invitații le spuneam că domnul Ciolacu pare scăpat fără probleme în turul al doilea, iată că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Este interesant de văzut ce s-a întâmplat de zona Vrad, pentru că se știe că fiecare zonă a votat altfel. La Brad, din fericire, candidatul PSD s-a clasat pe locul 1, pe locul 2 a fost candidatul AUR, iar pe locul 3 doar Călin Georgescu. Și în marea majoritate a comunelor din zona Brad, preferințele electoratului fost pentru candidatul PSD. Părerea mea este că e un semn de normalitate. Partidul Social Democrat s-a implicat foarte mult în zona de nord a județului Hunedoara, în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii, menținerea funcționalității unităților administrativ-teritoriale. Noi la Brad avem mare nevoie de guvernare, pentru că știm cu toții situația legată de sistemul de termoficare, starea drumurilor. Toate aceste probleme nu se pot rezolva decât cu o susținere masivă din partea guvernului. Am beneficiat de asemenea susținere și oamenii au ales în consecință candidatul PSD. După această lovitură primită de mai multe partide, cred că fiecare partid democratic trebuie să, sau ar trebui să încerce să își revină. Și cum se spune, că toată panica face mai multe victime decât accidentul în sine. Adică PSD-ul este nu doar considerat, ci este de fapt o cel mai mare partid din România și alegătorii, chiar și cei care nu au votat sau nu votează constant PSD, nu pot spune că partidul nu a avut reflexele democratice pe care dumneavoastră practic le confirmați. Fonduri europene foarte multe, investiții, politici sociale,
găsește partidul forța să se prezinte în alegeri duminică cu speranța? Este o lovitură, așa cum a spus și dumneavoastră, dar este o sintagmă, poporul are întotdeauna dreptate. Electoratul are dreptate, este un rezultat care ne obligă pe noi, Partidul Social Democrat, să regândim modul de abordare a problemelor și modul de cum transmiți mesajul. Cred că partidul trebuie să se modernizeze, este nevoie de o infuzie de oameni tineri, să zic așa, și mesajele noastre să ajungă la electorat. Cred că a fost mai mult o problemă de comunicare, vedeți? De regulă, președintele României a fost ales în urma unor reflexe tehnologice. Dacă vă amintiți, Iohannis a fost ales printr-o susținere masivă pe Facebook. Actualul candidat care este pe locul întâi a fost ales prin acțiuni masive pe TikTok. Este anormal. Părerea mea este că totuși mesajul trebuie să fie de la om la om. Cred că mesajul trebuie să aibă o formă umană. Din nefericire, acum tehnologia a învins mesajul de la om la om. Și nu este tocmai în regulă. Adică noi PSD-ul am mers pe metodele clasice, cu caravane prin oraș, cu pliantul care îl dai în mâna omului. Într-o anumită perioadă a fost campanie door-to-door. Lucruri care s-ar putea că nu mai merg. Trebuie să ne modernizăm, trebuie să fim atenți ca mesajul nostru să ajungă într-un mod corect la populație. De asemenea, este pentru prima dată în ultimii 35 de ani când Partidul Social Democrat nu are un candidat în turul 2. Într-adevăr, asta este o problemă, este un semnal de alarmă, dar vă reamintesc că noi, Partidul Social Democrat, am avut președinte doar pe Ion Iliescu timp de 2 mandate. În schimb, partidele de dreapta au avut pe Emil Constantinescu, a fost Băsescu timp de 2 mandate, Iohannis timp de 2 mandate și, din nefericire, speranțele românilor care și-l-au pus în președintele ales la momentul respectiv, vă reamintesc Piața Unirii plină de oameni entuziaști pentru faptul că a fost ales Traian Băsescu, de asemenea, după aceea a fost Piața Unirii din Universității din București, da, plină de români fericiți că a fost ales Iohannis. Și, din nefericire, tot entuziasmul lor s-a răcit în foarte scurt timp. Avem o problemă, adică cu cei care ajung în mod nenatural, să zic eu așa, în funcție de președinte, și uită de popor. Uită de popor. Este o mare problemă acest aspect și cred că importantă este guvernarea. De aceea, mai avem câteva zile până la alegerile la 1 decembrie. Este foarte important ca guvernul să aibă o puternică componentă social-democrată. Fac un apel pe aceasta ca la cetățeni. Să lase emoția deoparte și să încerce să vină cu componenta rațională în ceea ce privește votul. Și să meargă la votul duminică și să aleagă Partidul Social-Democrat, să aleagă candidații PSD, pentru că sunt cu siguranță cei mai bine pregătiți. Puterea trebuie împărțită. Dacă astăzi, să zicem, în pole position sunt pentru turul 2, este un independent plus un candidat de dreapta, este necesar ca guvernarea să aibă o puternică componentă de stânga, pentru că doar așa se poate asigura un echilibru al puterilor la nivel național. De ce ar trebui să... Care sunt garanțiile pe care PSD-ul le oferă? Dumneavoastră ați spus că a câștigat Marcel Ciolacu la Brad. M-am uitat și eu și chiar am discutat înainte de emisiune cine unde a câștigat și orașe care au avut o dezvoltare foarte accentuată în ultimii ani, deci orașe care s-au legat de fondurile europene, totuși au preferat un vot care cumva este împotriva a ceea ce reprezintă Uniunea Europeană, Occidentul și mai mult un vot orientat într-o zonă suveranistă, cum sună foarte bine cuvântul, la foarte mulți le place acest suveranism, să zicem, practic întorcând spatele la niște implicații economice care pot fi grave. Adică știți cum se spune că ați fost lider sindical, totul până la papa. Adică putem, la nimeni idealurile nu-i țin de foame și practic, să spunem, PSD-ul, domnul Ciolacu s-a dus la Bruxelles, a negociat, PSD-ul nu a spus niciodată nu fondurile europene. Dacă ne vin semnale financiare deficitare, s-ar putea să avem probleme la papa. Dar oamenii au votat puternic emoțional.
nu au ținut cont de anumite realizări. Uitați, vă dau un exemplu, județul Bihor. Toată lumea știe despre realizările remarcabile ale unui președinte de Consiliul Județean, a unui primar care, chiar dacă era de dreapta, Oradea, care s-a dezvoltat foarte bine, din nefericire și acolo nu a ieșit candidatul, să zic așa, susținut de către președinte Consiliul Județean. Și chiar PSD-ul de asemănare că îl va dori premier, cumva că domnul Bolojan, despre dânsul este vorba, a ajuns președinte interimar la PNL, părea în cărți pentru funcția de premier dacă Marcel Ciolacu ești președinte. Exact, oamenii competenți trebuie să conducă destinele țării. Și acolo s-a mers pe un vot împotriva celor care au guvernat România, s-a alergat foarte mult după emoție și rațiunea și realizările de ani de zile din zona respectivă nu au mai contat în această ecuația acordării votului. De aceea eu zic că este momentul ca oamenii să se trezească, să înțeleagă că nu poți alerga după emoții care este transmisă pe TikTok, nu poți să te lași pradă unei amăgiri care a fost avansată prin tehnologie. Este foarte, foarte important ca oamenii să aleagă în acest moment rațional. Este nevoie de o guvernare care să aibă în componența sa oameni care au experiență, oameni care știu să conducă destinele țării, pentru că președintele care va fi unul din cei doi, pentru că românii vor alege unul din cei doi, are un rol foarte clar definit de către Constituția României. Are rol de mediator, el are rolul de a reprezenta țara și are rol de a asigura un echilibru între tot ceea ce înseamnă puterile din stat. El trebuie să desemneze primul ministru, și primul ministru va fi desemnat dintr-o majoritate parlamentară care va fi constituită după alegerile parlamentare, alegerile generale din 1 decembrie 2024. De aceea, dacă se va constitui o majoritate parlamentară, independentul, dacă va fi el, el nu are un partid în spate. USR-ul a demonstrat că nu au competențele necesare pentru a conduce țara. Au fost la guvernare timp de 2 ani de zile și nu au demonstrat nimic. De ceea ce vă spuneam, pericolul alergării după iluzii, pericolul de a te lăsa mânat de o emoție și când ajungi să vezi realitatea crudă a lucrurilor din țară, constați de fapt că tu ai fost amăgit. Ei, este necesar ca parlamentarii aleși prin partidele lor să-și creeze majoritatea rațională și decentă și competentă care să se ducă la Cotroceni și cotrocenii să propună primul ministru care îl desemnează cele două partide. Eu sunt de părere că de foarte multe ori în campanii electorale atitudinea trebuie să fie foarte rezervată, să avem mare grijă cât de tare ne zgâriem în campanie electorală, pentru ca să se închidă rănile pe când face alianțele. Eu sunt destul de ferm în atitudinea mea ca și om politic, chiar dacă în principal eu sunt mai mult un om de administrație publică, sunt un om pragmatic și un om care place să realizez lucruri, să construiesc și să vin cu lucruri concrete în fața cetățenilor. Dar politica se face de foarte multe ori cu vorbe. Este necesar să ai grijă să nu arunci vorbele grele care să rănească pe cei cu care urmează să faci alianțele. O asemenea chestiune s-a întâmplat și în relația dintre PSD și PNL, mai ales în ultima perioadă, când aruncându-și vorbe grele, au arătat populației de fapt două echipe care se certau între ele și au fost sancționate ambele echipe. Oamenii nu au nevoie să vadă echipe de politicieni care se hărțuiesc și se ceartă între ei. De asemenea, Partidul Social Democrat nu este rănit, să zic, în acest moment, pentru că avem un segment important din populația României care îmbrățișează valorile de stânga, avem un număr important de oameni care ne-au dat încredere și Partidul Social Democrat a fost și în opoziție. De foarte multe ori partidele se întăresc în opoziție, se face acel reset, se primește dușul rece, oamenii sunt mai raționali, se fac și schimbări la nivelul partidului și se, de regulă, în urma unor perioade de opoziție, ies partidele mai puternice. Dar este riscant. Este riscant și vă reamintesc, guvernări de dreapta și fac apel în acest moment la memoria colectivă, la memoria noastră, celor care am trăit istoria ultimilor 30 de ani. Piața Universității, când a fost un protest de aproape de 72 de zile, protestul în Piața Universității, în urma căruia a căzut guvernul Boc. De foarte multe ori după ce guvernările de dreapta vin și conduc țara, este necesară o guvernare de stânga care a venit și o liniști lucrurile. A creat o atmosferă de stabilitate, ți s-a putut crea ție ca administrație publică locală o anumită predictibilitate, pentru că noi administrațiile publice locale
cei care în mod concret lucrăm la firul ierbii, cei care suntem principalul barometru a problemelor din comunități, cei care trebuie să realizeze, să asfaltezi, să construiesc, să asigur căldură, să asigur apă, să asigur serviciile publice, toate astea nu le poți asigura cu emoții pe TikTok. Tu trebuie să vii concret și să asfaltezi drumul, să construiești grădinița, să asiguri apa rece și căldura în locuințele oamenilor, tu trebuie să creezi lucruri concrete pentru comunități. Ori, acest lucru nu se poate face cu emoția pe TikTok, cu sloganuri de genul n-ar fi rău să fie mai bine, știți? Sau hai să facem bine ca să fie rău, vorba lui un fotbalist clasic în viață. Deci, eu sunt de părere că votul din 1 decembrie trebuie să fie acordat profesioniștilor, că trebuie să fie acordat partidelor care au experiența guvernării, care au și experiență parlamentară și care să poată să facă o majoritate parlamentară care să ofere primul ministru acestei țări. Și având în vedere că în acest moment sunt doar un candidat independent și respect opinia celor care și-au înfrințat votul pentru candidatul independent și un candidat de dreapta USR care nu a demonstrat competență, eu cred că este momentul ca oamenii să se trezească, să voteze Partidul Social Democrat, să aibă cel puțin 30% pentru a putea împreună cu un alt partid care își dovedește competențe să meargă și să solicite Cotroceniului să numească un prim-ministru. Da, mi-a plăcut. Avem o imagine superbă a municipiului Brad aici. Mi-a plăcut pledoaria dumneavoastră că un politician responsabil trebuie să gândească să asigure utilități, salarii, pensii, tot absolut. Deci asta reducem la partea concretă, nu la sloganuri și la, exact cum spuneți dumneavoastră, n-ar fi rău să fie bine și când vine omul să uită în portofel, vede că n-a mai primit banii. Pe de altă parte, sigur, dacă eram în Brad, eu v-aș fi votat ca primar pentru că ați dovedit responsabilitate față de, de comunitate. Ați spus însă că acest candidat independent nu are un partid. Dar el a luat mai mult decât Marcel Ciolacu este sub partid acum, Elena Răscon este peste partid, ea a fost votată mai mult uman, Călin Georgescu mai mult pe algoritm de TikTok, cum bine a spus. Dar dacă el va avea un partid în foarte scurt timp, până la, sau poate formal AUR devine partidul prezidențial, care dacă el va, dacă la al doilea tur de scrutin Călin Georgescu va fi din nou votat emoțional, ar putea să tragă după el un partid care să devină primul pe eșichierul politic din punct de vedere al procentului relativ. Adică să spună la un moment dat, domne, AUR are 28%, PSD-ul 26%, AUR face guvernul. Iar ușile cancelarilor occidentale s-ar putea închide. Agricultorii nu își vor mai primi subvențiile, firmele cu care lucrați, de exemplu, la rezolvarea problemei termice a Bradului nu vor mai primi banii din PNRR, vor da oamenii afară și va începe, știți cum, dumneavoastră știți Siriza ce a făcut în Grecia, a câștigat primul mesaj suveranist, după 6 luni lumea avea voie să scoată câte 100 de euro pe zi de la bancomat, restricții, guvernul a picat cu surle și trâmbițe și tot acest suveranism s-a redus la o sărăcie luce din care grecii cu greu au ieșit. Da, acum dumneavoastră ați prezentat un scenariu pesimist spre scenariul de coșmar. Doamne, Grecia n-a fost, așa s-a întâmplat. Doamne ferește, se întâmplă așa ceva. Cert este că președintele are un rol foarte important în ceea ce privește relaționarea cu cancelele europene, relaționarea cu Uniunea Europeană și cu tot ceea ce înseamnă contextul politic și mai ales militar mondial în acest moment. Cred că este momentul cu siguranță, este necesar ca cel ce va avea fotoliul de la Cotroceni să fie un factor de echilibru. Asta spune și Constituția. Dumneavoastră spuneați de faptul că dacă va avea un partid în spate, pe atunci a mințit populația în momentul în care el s-a prezentat ca un independent cu anumite mesaje. Atunci așa a fost. Poate că va avea. Poate nu va avea. Se poate alinea în spatele lui. Câteva zile. Se poate alinea pentru că sunt foarte mulți oportuniști. Foarte mulți dintr-o dată îl iubesc pe Călin Georgescu. Sunt oportuniști. De fapt, Partidul AUR și nu vreau să vorbesc despre alte partide. Sunt partide oportuniste și care vin cu un slogan naționalist și care, din nefericire, sunt de vorbe goale. Adică, știu, iubesc România, sunt mândru că sunt român, dar pentru a fi mândru că sunt român și pentru a-ți demonstra iubirea de țară, trebuie să fii competent.
și trebuie să reprezinți țara cu demnitate și trebuie să fii tu ca individ mai bun pentru ca lumea să fie mândră de tine că ești român. Nu tu să fii neapărat mândru de alții, să fii și alții mândri de tine. Modul în care dumneavoastră sunteți mândru că sunteți român mi se pare unul extrem de decent și foarte firesc. Și o să rog pe colegul nostru din Regia Tehnică, Călin Cazan, să ne arate niște imagini de la dezvelirea unei statui ale lui Avram Iancu la Brad. Mi se pare o esență în 2024 să faci un asemenea gest și este o manieră de a arăta că suntem români, foarte patriotică și decentă, cum spuneam. Uitați, avem imaginile de la ceremonie. Da, zilele trecute a fost dezvăluită o statuie lui Avram Iancu în zona centrală a municipiului Brad. Știm cu toți, anul 2024 este declarat anul Avram Iancu de către Parlamentul României și inițiativa a aparținut și a fost susținere din partea doamnei Natalin Totero, cea care și candidează pe locul întâi la Camera Deputaților din partea Partidului Social Democrat. Este brădeanca noastră. Îi mulțumesc Natalie pentru faptul că nu a uitat de unde a plecat, iubește foarte mult zona noastră și ține mult ca oamenii în zonă să o ducă mai bine. Sunt imagini de la ceremonie, a fost dezvăluită statuia lui Avram Iancu, un proiect comun al Consiliului Județean Hunedoara, împreună cu Consiliul Local al Municipiului Brad și, bineînțeles, Primăria Municipiului Brad. Statuia a fost construită în urma alocărilor bugetare de la Consiliul Județean și de la bugetul local al Municipiului Brad. A fost aleasă în urmă unui concurs de soluții, s-au respectat toate condițiile prevăzute de lege pentru amplasarea unui monument de for public. Este în zona centrală, la intersecția, am și spus în cuvântul meu, în a două drumuri, drumul care leagă Bucureștiul de Uniunea Europa de Vest și drumul care leagă Țara Zarandului de Țara Moților. Avram Iancu a umblat foarte mult prin zona noastră și a și spus câtă lume am umblat și câți oameni am văzut, locuri mai frumoase și oameni mai primitori ca în Țara Zarandului nu am întâlnit. Când o fi să mor, să mă mormântați aici, la umbra gorunului Horia. A fost dorința lui Avram Iancu și noi, în mod firesc, am ridicat o statuie pentru Avram Iancu în zona centrală, o statuie din bronz. La Brad noi aveam încă alte două statui ale lui Avram Iancu ca și monumente de for public, o statuie din piatră într-un cartier și o statuie care nu era foarte reprezentativă pentru Avram Iancu în fața unității militare. În acest moment, la loc de cinste, în centrul municipiului Brad, este amplasată această statuie a Crăișorului Munților. O lucrare, să prea că este cea mai înaltă statuie a lui Avram Iancu de după Revoluție, cea de la Cluj este, cum o știm cu toții, da, pe un postament, da, de înaltă. Da. Președintele Societății Culturale Patriotice Avram Iancu, Tiberiu Gros, a spus că este cea mai mare statuie a lui Avram Iancu ridicată după Revoluție la noi în țară. De fapt, dacă nu la Brad atunci, unde și dacă nu atunci, când trebuia să fie ridicată această statuie, a fost locul și momentul pentru amplasarea acestei statui. Și totodată, în cuvântul meu, am prezentat faptul că să pleacă în Congresul American există o statuie a lui Kossuth, conducătorul Revoluției Maghiare din 1848. Și am lansat ideea demărării unor acțiuni diplomatice pentru ca în Congresul American să fie amplasată în semn de echilibru și de democrație și o statuie a lui Avram Iancu lângă statuia lui Kossuth, pentru că asta înseamnă democrație și asta înseamnă echilibru. Statuia lui Avram Iancu trebuie să fie dusă acolo. Am și discutat cu reprezentanții românilor din Statele Unite. Statuia, eu mi-am propus să o donăm noi. Da, asta vreau să vă sugerez, da. Voi rezolva, pentru că avem o statuie care este amplasată în holul primăriei municipiului Brad, avem o statuie care este amplasată în Guvernul României în sala Transilvania, tot de noi dusă. Proiectul s-a numit Avram Iancu, Darul Moților către Națiunea Română și așa ar fi firesc să ducem o statuie, aceeași statuie, o copie a ei, în Congresul American, ca și semn de echilibru, pentru că dacă conducătorul Revoluției Maghiare de la 1848, Kossuth, are o statuie acolo, firesc este lângă ea să fie și Avram Iancu.
Conferința internațională organizată în primăvară de Consiliul Județean Hunedoara, să știți că mi-a oferit și mie, ca cetățean român, dimensiunea personalității lui Avram Iancu și nu exagerez deloc. Nu am bănuit anvergura, nu am bănuit abilitățile sale politice, de cele militare, lumea știam foarte multe de cele militare, având în vedere tunurile care sunt de o parte și de alta mormântului, prefecții lui, dar abilitățile politice și diplomatice au fost deosebite. Coșut a devenit la un dat adversar pentru că era evident, nici nu putea să fie altfel în momentul în care Avram Iancu a dorit emancipare pentru românii din Transilvania. Da, a luptat pentru identitatea românilor, a luptat pentru drepturi care să fie acordate românilor și pentru că suntem într-o perioadă noiembrie. Să știți că în luna noiembrie, în 1784, avea să înceapă și răscoala lui Horia Cloșca Șcrișan. La anul se împlinesc 240 de ani de la această răscoală. Și, din nefericire, sunt două lecții pe care le-am luat noi în istorie. Horia Cloșca și Crișan, Horia și Cloșca, de fapt, au fost trădați, din păcate, de cei apropiați lor în 1785. Și Avram Iancu, din nefericire, a fost trădat, să zic așa, de împăratul de la Viena în 1849. Din nefericire, două lecții în istorie, suntem obligați să ținem cont de aceste istorii, să avem de aceste lecții, să avem grijă să nu fim trădați de apropiații noștri. Da, împăratul și-a manifestat într-un fel prețuirea pentru Avram Iancu mult prea târziu și mi s-a părut firesc gestul lui Avram Iancu de a refuza să fie primit de cel care îl putea ajuta în momentul în care își pusese speranțele în el. El a refuzat decorația și a spus că nu pentru jucării a luptat împărate, ci pentru drepturi, pentru poporul meu, pentru națiunea română. Adică lucruri foarte concrete, exact. Nu să poleim ceea totul. Ceea ce spuneam, deci făcând o paralelă și cu... Deci nu pentru sloganul pe TikTok trebuie să... Iată, mă bucur că ați venit aici pentru că e foarte, foarte ingenioasă apropierea. Da. Nu pentru sloganul, pentru nu TikTok. Nu sloganul pe TikTok. Da. Nu, pentru lucruri concrete. Drum, apă, spital, școală, cultură, istorie. N-am avut de două campanii electorale de când fac emisiune, n-am avut niciun motiv să mă îndoiesc de candidații PSD din punct de vedere al respectării acestor valori. Ba, am ajuns să și apăr la un moment dat primar PSD foarte performanți, între care vă numărați, adică foarte dedicați comunităților din care fac parte și, cum bine a spus, nu cu sloganul, ci realist. Domne, pentru centrală trebuie bani, nu o să zicem un slogan și să încălzește în casele blădenilor. Hai să vă mai spun o chestiune. De foarte multe ori primarii localităților mici sunt cei mai longevivi. Și de ce? Pentru că tu ajungi direct la cetățeanul care are dreptul de vot, la cetățeanul care te vede. Faptele tale sunt palpabile. Omul te vede, te simte, te cunoaște. Nu ajungi prin tehnologie. Nu ajungi cu un slogan pe social media. Tu te duci concret și faci lucruri. El te votează sau te sancționează. Și atunci tu devii credibil prin faptul că transmiți mesajul într-un mod direct. Foarte multă dezamăgire se va crea după ce oamenii aruncă o spoială pe rețelele de socializare și când în mod concret vezi că omul respectiv nu e capabil să construiască, mesajul lui a fost fals. În momentul ăla crezi dezamăgire. Și un cumul mare de dezamăgire a românilor ne-au dus în situația care suntem acum. Noi avem o problemă, noi suntem resemnați. De foarte mult se votează România împotriva cuiva. După ce ai votat împotriva cuiva, încerci să alegi răul cel mai mic dintre două rele. Ceea ce se va întâmpla la turul 2 de la președinția României. Eu respect voința oamenilor și este bine să fie așa. Tot ce se întâmplă, Dumnezeu vrea să se întâmple. Este cu găduința Lui. Poate și pentru partidul nostru este un duș, este un reset pe care trebuie să-l facem. Recunoaștem și avem încredere în oameni, dar să aibă grijă cui își încredințează votul. Pentru că doar emoție fără rațiune nu este calea cea mai bună. Practic, dumneavoastră aveți foarte multe proiecte pentru că asta interesează pe oameni. Nu vom vorbi despre proiecte în manieră tehnică, dar proiecte care trebuie susținute. Iar această susținere se poate face prin echipa pe care PSD o trimite în Parlamentul României și prin echipa Consiliului
județeanul, așa, pentru că lucrurile sunt în curs, sunt finanțări, sunt proiecte, oamenii se plictisesc de ca la emisiuni. Vedeți că aici vă dau dreptate. Dacă vorbim emoțional și lansăm sloganuri și nu știu ce, s-ar putea să se uite foarte multă lume la noi. Dacă vorbim tehnic, nu, ai, domne, nu mă interesează, deși partea tehnică e foarte importantă, pentru că în final, dacă pui telefonul și îl deschizi pe TikTok, tot cum spuneam, nu se încălzește și în apartament, nu-ți vine nici pensia, nici salariul, nici locul de muncă. Exact, nu-ți vine la Brad. Vă rog. Avem în derulare proiectul cu gazul metan, un proiect imens din punct de vedere financiar și ca impact și un proiect vital. Fără susținerea guvernării, fără fonduri europene din programul operațional infrastructură mare, nu se întâmpla. Ce ar însemna, spuneți că fac scenarii catastrofice, dar le fac pentru coșmar, că poate... Așa, ce de coșmar, de coșmar. De coșmar, mă rog, de coșmar. Ce ar însemna în acest moment oprirea finanțării pentru gazul metan la Brad? Înseamnă un șantier deschis, un proiect nefinalizat care este vital pentru comunitate și, ba mai mult, România trebuie să dea bani înapoi. Deci dacă un proiect nu este finalizat și funcțional, ele sunt proiecte nefinalizate, proiecte finalizate și proiecte funcționale. Noi suntem în etapa de proiect nefinalizat. Urmează poate anul viitor să fie proiect finalizat, după aceea trebuie să creăm funcționalitatea lui prin concesionarea serviciului de distribuție a gazului metan. Un proiect de 80 de milioane de lei. În cazul în care acest proiect n-a devenit funcțional, România trebuie să dea acești bani înapoi. Ca să vă dați seama că ordine de mărime 80 de milioane de lei băgate în municipiu, în infrastructura municipiului Brad timp de 2 ani de zile, veniturile proprii ale municipiului Brad, proprii, adică impozitele și taxele locale, sunt 6 milioane pe an și mai primit din impozitul pe venitul global 1 milion pe lună. Deci 12 milioane plus 6 milioane, 18 milioane de lei. Pe tot municipiul. Da. Și noi doar în acest proiect cu gazul avem 80. Deci de câte ori bugetul local, noi din bugetul local ar fi imposibil. Pentru că doar funcționarea instituției și ținerea luminii aprinse în oraș pe timp de noapte înseamnă banii respectivi. Da? Proiectul cu centrala termică nouă, care de asemenea este 60 de milioane de lei și care este cu fonduri guvernamentale, deci din bugetul de stat, care se derulează, anul viitor este primul an de... În acest an am început conducta de transport și la anul începem efectiv să construim o centrală tot. Și încă 60 de milioane de lei. Nu mai vorbesc de drumuri prin Anghel Salini, program guvernamental, nu mai vorbesc de susținerea financiară pentru subvenția la energia termică. Deci sunt numai câteva repere mari financiare care fără ele pot să trimiți orice mesaj pe mândri că suntem de pe aici, dar... concret, căldură, drum, infrastructură, toate să fie funcționale. Vedeți, asta o face guvernarea. Și guvernarea trebuie să fie clară alături de oameni și pentru oameni. Președintele are rolul lui, misiunea lui. Să ajute Dumnezeu să dea gândul cel bun la români, să aleagă pe cel care va reprezenta mai bine România. Dar mă tem că va fi o mare dezamăgire în ambele variante. A treia nu există. A treia nu există. Asta este. Există... Astea sunt vremurile noastre și trebuie să ni le ducem. Oamenii așteaptă mesaje din partea PSD-ului, așteaptă chiar responsabilitate, exact cum a spus dumneavoastră, s-au făcut probabil și greșeli, au fost trimise, s-a irosit foarte multă energie în această ceartă fratricidă la guvernare împreună, de fapt în coaliție nu mai erați împreună. Oamenii, eu cred că o parte din ei, nu toți, își dau seama că PSD-ul are toate atributele unui partid democratic, iar parlamentarii din județul Nedoara, pe care dumneavoastră îi susțineți, pledează această cauză. Ceea ce s-a întâmplat, v-am spus, este o lecție și pentru anumiți lideri politici, mai mici sau mai mari. Cred că plătim și prețul unei strategii destul de proaste la nivel național, și strategii de comunicare și strategie de abordare a votului, și aici mă opresc cu a spune ceea ce înseamnă erorile din strategie, și cred că și o anumită teamă de a spune nu lucrurilor pe nume, de a explica uneori liderilor părerile că asta este greșit. Există o teamă de a spune ca să nu deranjezi. Și nu este normal. Ar fi trebuit, cred, ceva să sancționeze din interiorul partidului anumite derapajele conducerii, anumite chestiuni care au fost scoase din contextul de pe TikTok, să zic, dintr-un discurs, băgate ca secvențe scurte pe TikTok, care au creat acea emoție negativă de această dată.
de regulă mesajele către diaspora. Eu respect foarte mult pe cei care au avut curajul să-și ia viața în piept și au ales să plece. Sunt tot românii noștri, este tot poporul român, sunt oamenii care sunt plecați de lângă noi, sunt prietenii noștri, sunt familiile noastre. Dorința de a fi mai bine și că alegi orice cale pentru a face ca familia ta să o ducă bine este firească și este normală. Și eu personal am un respect deosebit pentru cei care au avut acest curaj. Că presupune curaj să pleci. Și văd că se întorc cu foarte mare drag acasă. Și sunt convins că în comunitățile de români din Uniunea Europeană se discută foarte mult și este un mare interes pentru ca țara să fie mai bine, ca să se reîntoarcă acasă. Niciodată nu vor fi românii care pleacă de aici nemți sau italieni sau spanioli. Ei tot români vor fi și sunt convins că își iubesc țara cu toate, din tot sufletul. Și sunt supărați când văd că acasă nu este bine. Și sancționează. Și bine fac că sancționează. Dar de aceea mesajul nostru pentru ei trebuie să fie un mesaj de apropiere și de înțelegere și să încercăm să aducem acasă. Noi, din nefericire, nu am reușit să facem acest lucru, cred că liderii de la nivel național. Au fost destul de ezitanți în a transmite o emoție pozitivă către ei și lucrul ăsta a fost sancționat. A fost sancționat. Fiecare om a avut motivul lui pentru care a plecat. Fiecare om a avut poate o problemă ca să ține copilul în facultate, poate a avut o problemă ca să să-și asigure cheltuielile la întreținere. Vedeți, această restructurare economică cumplită a afectat foarte mult zonele miniere, a afectat Valea Jului, a afectat Bradu, a afectat Ghelear, Teliuc, a afectat masiv locurile de muncă. Cred că guvernul, cu siguranță guvernul, a reușit să găsească măsurile mult mai ferme și mult mai corecte pentru a salva zonele monoindustriale. Ei, toate aceste lucruri s-au răsfrâns asupra românilor și unii dintre ei au plecat. Eu sper să se găsească soluțiile ca românii să vină acasă. Acest președinte, care unul din cei doi, am văzut că a avut un mesaj special către diaspora și de regulă diaspora a votat masiv împotriva PSD. Din nefericire, de foarte multe ori a fost o mare dezamăgire alegerea lor, a fost o dezamăgire Băsescu, a fost o mare dezamăgire Iohannis. Sper să nu fie o dezamăgire cel ce va fi ales președinte, dar mă tem că emoțiile create pe tehnologie nu vor fi și soluția pentru că oamenii se întorc acasă. Fiica mea locuiește de 10 ani în diaspora, așa a făcut studiile acolo, a decis să rămână în Occident și a devenit paradoxal mai patriotă decât era când era în țară. Nu are sens să spun cu cine a votat, nu vrea să-i se va deduce, nu vrea să-i spună nimeni cum să-și nască copiii și ce să creadă și chestii de genul ăsta, dar vede PSD ca alternativă democratică, ca fiind parte din alternativa democratică, pentru că chiar dacă ca toți tinerii, când a plecat, domne, comunism, tot făcând demisiune aici și vorbim foarte des, i-am spus, măi, sunt foarte, așa cum spuneam, primar, foarte performanți, vină acasă, hai să vezi cum arată localitățile, oameni cu care eu discut în studio și și-a dat seama că este o alternativă democratică. Deci, practic, cred că și informarea este, exact cum spuneți, a lua numai informații din astea foarte, care sună foarte, foarte bine, fără să cunoști realitatea. Și eu, cu dumneavoastră, cu primarii, am învățat foarte multe despre cum merg treburile prin administrație. Deci, eu cred că PSD-ul este la această oră un partid și fiecare reprezentant și candidații pe care îi trimiteți în Parlament, pe umerii lor apasă, eu sunt convins că simte asta, o foarte mare responsabilitate. Mai mare decât în urmă cu 4 ani, mai mare decât în urmă cu 8 ani. Da, de regulă, responsabilitatea a caracterizat reprezentanții PSD-ului. Noi avem în județul Hunedoara o relație foarte strânsă, foarte apropiată cu parlamentarii noștri. Deci chiar îi cunosc pe toți cei care sunt pe lista de candidați PSD și sunt uimit de modul cum a evoluat din punct de vedere profesional foarte mulți dintre ei. Deci profesioniști și oameni cu suflet bun, oameni care sunt foarte săritori ca să ajute comunitățile aflate într-o anumită suferință sau cu anumite probleme. Am fost sprijinit de parlamentarii PSD în tot ceea ce a însemnat proiectele municipiului Brad. Noi suntem, de fapt, o echipă în care, împreună cu președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, care este și președintele nostru al PSD-ului, cu parlamentarii PSD și primarii PSD din județul Hunedoara, facem o echipă foarte puternică și profesionistă.
și pe această care mulțumesc cetățenilor care ne-au dat votul lor de încredere pentru a putea să ne continuăm misiunea pe care o avem pentru ei. Eu susțin cu toată forța candidații PSD pentru Parlamentul României, susțin oameni competenți, susțin o echipă unită, susțin o echipă de oameni cu un suflet bun, cum vă spuneam. Că la urmă ai nevoie de oameni cu sufletul bun să fie acolo la Parlament și buni patrioți și care iubesc județul Nedoara. Nu vreau să vedeți de ceilalți candidați de la alte partide politice, dar vă spun sigur că echipa noastră este mult mai puternică și mult mai bună decât celelalte echipe politice care sunt angajate în această cursă pentru Parlamentul României. De aceea, cred că duminică oamenii se pot duce cu inima împăcată și să pună ștampila pe echipa PSD pentru Parlament, atât pentru Camera Deputaților cât și pentru Senat, pentru că atunci votul nu va fi rosit. Votul lor va fi într-un spirit democratic acordat unui partid competent, unui partid care iubește România, care iubește românii și care au suficiente resurse pentru a putea duce România pe un drum mai bun în evoluția economică și socială. Domnul primar, eu vă mulțumesc pentru deschiderea cu care ați abordat această discuție și pentru argumentele pe care le-ați adus, pentru că mie mi se pare că mai mult decât o discuție emoțională a fost o discuție foarte, foarte argumentată și de altfel primarii sunt oarecum, trebuie să știe să facă un just echilibru între partea politică din fiecare primar și partea administrativă din fiecare primar. Și dumneavoastră nu odată ați dat dovadă de realism, în sensul care zice, dar nu e politica, dar foarte bine ați punctat, trebuie căldură, trebuie apă, trebuie utilități, trebuie gaz metan, trebuie multe, asta trebuie rezolvat în oraș și asta nu se rezolvă cu sloganuri. Și vă spun aceste lucruri în condițiile în care noi am fost aleși în luna iunie. Am putea spune că da, suntem deja cu un mandat de 4 ani înainte și că nu vom mai fi supuși la vreo miză electorală, dar de fapt pe noi fiecare zi din activitatea noastră ne interesează foarte mult și știm ce înseamnă să fii sprijinit de la nivel guvernamental sau de la nivel de parlament pentru a-ți putea derula proiectele fără probleme. Deci noi de fapt susținem parlamentarii PSD și susținem o guvernare PSD în condiții în care dorim de fapt să ne îndeplinim proiectele pentru comunitățile noastre. De aceea susținem aceste echipe de oameni competenți. Da, vă mulțumesc și le spun telespectatorilor, invitatul acestei ediții Vot pentru Parlament a fost domnul Florin Cazacu, primarul municipiului Brad. Vă doresc sănătate, succes în tot. Ieșiți duminică la vot și sigur votați cum credeți că este bine pentru România. Eu le mulțumesc colegilor, mulțumesc Călin Cazan pentru regia tehnică și imagini, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. În revedere, toate cele bune tuturor. La revedere. Avea parte de mașina ta. Ai trecut pe la Catena? Da, și anul acesta avem 10 Dacii noi pentru voi.